Ei, după dansul acela nebun al lui Roberto cu Hadice, a luat-o în brațe, a o nu știu ce, după paravan, nu știu dacă au canapele, dar cumva a apărut Mihai și s-a dus direct la Roberto și gen îi făcea așa semn cu degetul pe o melodie, bineînțeles. A fost tare. Mie mi s-a părut că gen ca și cum îl atenționa așa, îi spunea, vezi ce faci ceva la modul ăsta. Până la urmă, na. vă spuneam că sucul își va face efectul și cumva va apărea și astfel de discuții. Sunt tare curioasă să vedem ce va fi după petrecere, pentru că ei vor începe să vorbească, iar noi vom auzi concluziile acestei seri. Cu siguranță, dacă e ceva de vorbit, vor vorbi. Din păcate, știți că noi nu prea o să auzim pentru că o să ne ia sunetul, dar sper să vedem ce s-a întâmplat. Mie așa mi s-a părut că Mihai a apărut cumva după paravanul acela, imediat după ce Roberto a învârtit-o și a răsucit-o pe Hatice și cumva s-a dus către el și făcea așa semn cu degetul, ai grijă ce faci sau ceva la modul ăsta. Stare sunt curioasă să vedem.